Team Lact Agro, cooperativa agricolă, a fost înființată în septembrie 2009 de câțiva dintre membrii Asociației Crescătorilor de Vaci cu Lapte din județul Timiș. În prezent, cooperativa are 27 de membri, cu un efectiv de aproape 2000 de capete de vaci de lapte. Președintele cooperativei este Viorel Hapenciuc, cel care este și președintele Asociației Crescătorilor de Vaci cu Lapte din județul Timiș. Inițiativa a fost a noastră, deci practic ne-am întrunit primii 7, care am fondat și Consiliul de Administrație a Cooperativei, da? Primii 7. Cei 7 sunt subsemnatul, Adriana Sechei, Adi Rif, Ana Schneider, și doamna Mocanu de la Toager și domnul Roșca de la Orțișoara, unde este și sediul cooperativei. Adriana Sechei deține o fermă de 60 de capete de vaci de lapte la Tormac, în județul Timiș, și este membru fondator și administrator al cooperativei agricole Team Lact Agro. Cooperativa agricolă este înființată pe o lege specială, deci nu este pe legea societăților comerciale. Și până în prezent, foarte puține ferme sau foarte puține persoane au ajuns la concluzia că este necesară înființarea unei cooperative. Și atunci, inclusiv cei de la Registrul Comerțului, când ai mers, deci noi în 2009 când am mers cu actul constitutiv și statutul, au fost puțin luați prin surprindere, că nu prea există alte cooperative. În rest, toată lumea când aude cooperativa agricolă zice ce e aia. Și atunci trebuie să explicăm ce este cooperativa, cu ce se ocupă și care e obiectul de activitate și mai ales care este diferența, de ce, de exemplu, nu am făcut un SRL sau un SA. Diferența, de exemplu, între un SA, să zicem, sau un SRL și o cooperativă este că un membru, un vot. Pe când la societățile înființate pe legea 31 este vorba de partea socială care își spune cuvântul. Deci câte părți sociale ai, atâtea voturi ai. Pe când în cooperativă fiecare membru are dreptul la un vot, indiferent de capitalul social pe care îl deține. În plus, suntem limitați în deținerea capitalului social, deci un membru nu poate avea mai mult de 10% din capitalul social al cooperativei. Este și foarte greu să ai 10% fiind vorba de atâția membri, dar oricum nu se poate ajunge prin contracte de cesiune sau prin alte modalități, nu se poate ajunge să depășești procentul de 10% din capitalul social. Investiția fiecare pentru fiecare membru la început a fost 20 de milioane, după aia Consiliul de Administrație, taxa de intrare în cooperativă, care a fost și capitalul social, în prima fază am avut 400 de milioane capital social cu care ne-am înființat. Și acum s-a stabilit că taxa de intrare în cooperativă este de 50 de milioane, da? Și minimul la lapte este de 10.000 de litri pe lună. Deci nu acceptăm fermieri, e o greșeală pentru noi că noi am luat fermieri cu o vacă 2-3, dar în viitor sperăm că cei cu o vacă 2-3 vor fi altfel stimulați. În afară de fondul cel care l-am constituit prin capitalul social la 600, plătim o taxă lunară de 1 milion pe lună fiecare membru. Deci, practic, avem 27 de milioane lunar cotizația care se intră în cooperativă, care ne acoperim cheltuielile. Deci, contabilul, casierul, ce avem noi angajații. La ora actuală avem în jur de 600 de milioane în contul cooperativei cu care lucrăm. Deci, facem achiziții de șroturi de floare, șroturi de soia, toate inputurile Ecolab și tot le cumpărăm pe cooperativă și după aia le revindem fără adaus comercial la fermieri. Dar punem noi banii, cooperativa pune banii și după aia li se reține la fiecare fermier din lapte. Deși începutul nu a fost ușor, rezultatele asocierii sunt substanțiale, iar membrii cooperativei au planuri mari. În primul rând să pună la punct un sistem de colectare a laptelui propriu, iar apoi să construiască propria fabrică de procesare. În primul rând ne valorificăm producția împreună, avem o putere mai mare de negociere, orice firmă stă de vorbă cu noi pentru că suntem mai mulți, suntem o cooperativă practic și toate inputurile o să le luăm prin cooperativă ca să putem să primim mai 5% din valoarea facturilor, dar vedeți că e și o scăpare din lege, 5% numai din lapte ne dă. Noi estimam să ne primim 5% și din toate inputurile ce le folosim, deci semințe,
ierbicide, îngrășăminte toate să folosim, că atunci noi estimam să luăm în primul an 100.000 de euro. Putem lua de exemplu discounturile la ultimele achiziții, semințele pentru culturile de primăvară, porumb, floarea soarelui, am ajuns la discounturi de până la 35%. Ceea ce față de prețul de listă este ceva. Considerăm că e foarte bine pentru început dacă reușim să producem un lapte foarte de calitate și să reușim să-l vindem la cei care deja fac procesare de ani de zile la un preț bun și corect. Încă nu am reușit să ne facem un sediu propriu. Dorim să accesăm măsura 142 și cu banii care îi vom primi pentru primul an de comercializare a laptelui prin cooperativă, care se încheie anul în luna august. Vrem să demarăm construirea spațiului de colectare și să cumpărăm mijloacele, cisternele de transport proprii, da, pentru că la închiriere e puțin mai dificil. Noi avem contract, deci fiecare firmă unde livrăm, de exemplu Friesland și Lactitalia, ei fac colectarea. Și cooperativa își face analizele lunar, facem două analize lunar la două laboratoare diferite. Din Timișoara, da. Avem și laboratorul și facultatea, alții fac și la DSV, alții fac și este și un laborator privat în Timișoara. Prețul laptelui a crescut, prețul de la 10.500 la 14.100 plus TVA. Ne-am asociat în prima fază 22 de membri, acum am început să creștem la 27. Avem un pe lună în jur de livrăm lapte la ora actuală în jur de 10 miliarde pe lună. 10 miliarde pe lună, 8 miliarde la Friesland, 2 miliarde la Lactitalia și simultanul și sperăm să creștem. Avem un an de zile în august. Dacă primim 5% din valoarea facturilor, estimăm să primim în jur de 60.000 de euro prin programul 112 și atunci sperăm să cumpărăm un teren și să ne facem anul ăsta construcția. Anul viitor sperăm să primim mai mult de 60.000, sperăm să primim 100.000, suma maximă, care, și al treilea an sperăm să luăm și atunci vreo 95.000, că atât să dă 100.000 în primul an, 95.000 în anul 2, 85.000 în anul 3. Deci banii care putem să-i luăm. Valoarea estimată a investiției este de 6 milioane de euro, iar membrii cooperativei speră ca în 2 ani să poată avea propria fabrică de procesare. În luna mai 2011, membrii cooperativei au livrat către procesatori peste 630.000 de litri de lapte. Vrem să luăm producția județului Timiș, toată producția de lapte, indiferent care sunt membrii în cooperativă și care nu sunt. Deci vom face o fabrică mare de lapte. La ora actuală pleacă spre Friesland, spre simultan, numai de la fermierii mari, undeva la 50.000 de litri pe zi și noi estimăm să facem procesarea astea pe zi, 50.000 de litri pe zi. Eu zic că în 2 ani să fie gata fabrica noastră de lapte. Și vom fi fermierii, majoritatea vom fi acționari la fabrică. Niciunul din fermieri nu poate să fie acționar majoritar. Dacă unul se retrage din fabrică, să împart dividendele la ceilalți, împărți egale. Niciunul nu vom fi în statutul nostru, nu vom fi acționar majoritar. Mai un lucru bun, trebuie să ne punem un administrator la fabrică. Deci niciunul din noi nu are voie să administreze fabrica, ce e un lucru bun Față de celelalte cooperative, care am înțeles că pot să fie unul dintre, vă dau exemplu, numai Satu Mare, au avut o cooperativă, au fost 6 acționari care au început și la ora actuală fabrica este închisă și este un singur acționar. Deci la noi nu se poate întâmpla chestia asta. Noi membrii se pot înscrie în cooperativă de 2 ori pe an, primăvara, la începutul anului de cotă de lapte și toamna.